Bună ziua! Numele meu este Zgrăbunță Renata și reprezint clasa 9-a în calitate de orator. Probabil sunteți conștienți de efectele adolescenței, o perioadă a descoperirii în care fiecare își formează o personalitate și în care încearcă să-și lase amprenta asupra societății. Dar, odată cu acestea, apar și temeri pe care toată lumea le trăiește. În opinia mea, există diferențe legate de presiunile impuse de aspectul fizic, fetele fiind mult mai nevoite decât băieți să îndeplinească standardele de frumusețe pe care societatea le impune. În primul rând, pubertatea începe mai devreme la fete, iar încă de la vârste fragede trăiesc episoade în care sunt sexualizate și în care alte persoane decid cum ar trebui să arate corpul lor. Transformă valoarea personală în ceva legat de aspect, când evident comoara unei persoane constă în personalitate și în felul de a fi. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că astfel adolescenții afectați de aceste critici încep să-și piardă stima de sine, ajung să sufere de anxietate, considerându-se inferior altora și rămânând cu această stare întreaga viață. În încheiere, aș vrea să spun că noi, ca adolescenți, ca promotori ai schimbării, ar trebui să punem punct acestor standarde și să învățăm să ne prețuim așa cum suntem. Mulțumesc!